În decursul zilei de duminică 21 februarie, un echipaj de pompieri din cadrul stației Strehaia a intervenit cu auto specială de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Băcleș. Pompierii au lichidat incendiul, care a cuprins bunurile din cele două camere ale locuinței, degradând pereții și planșeul din lemn. Din fericire, nu au fost înregistrate victime decât bunurile materiale. În cursul zilei de duminică, un echipaj de pompieri din cadrul stației Strehaia a intervenit cu auto specială cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă în localitatea Băcleș. Pompierii au localizat și stins incendiu, ce s-a manifestat în două încăpere ale locuinței, degradând pereții și plafonul acesteia. La intervenție a participat și un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băcleș. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost determinată de jarul căzut din sistemele de încălzire. La intervenție au participat și patru voluntari ai SVSU Băcleș cu auto specială. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de jarul căzut din sistemele de încălzire.